Mulțumesc în primul rând gazdelor. Salut prezența consilierilor județeni din zona Roman și le mulțumesc că au ținut să fie prezenți lângă mine, domnului vicepreședinte a Saftei și domnului director a Sandei. Astăzi semnăm un contract extrem de important pentru Spitalul de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman. Un contract care presupune reabilitarea termică a clădirii Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman. Proiectul are o valoare de 5.888.500, inclusiv contribuția Consiliului Județean Neamț, care e de 1.300.000, și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului. 1.300.000 sunt cheltuielile, reprezentând cheltuielile neeligibile pe acest proiect, sunt bani pe care îi pune Consiliul Județean, și 91.230 lei, cei 2% din valoarea eligibilă a proiectului. Ce presupune acest proiect? Lucrări de reabilitare termică, adică înveloparea clădirii, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare apei calde și de consum, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice pentru consum propriu, lucrări de instalare, reabilitare, modernizare a sistemelor de climatizare și ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului, lucrări de reabilitare și modernizare a instalațiilor de iluminat, dotări care presupun utilaje, echipamente tehnologice, cu tot cu montaj, utilaje și echipamente tehnologice și rețelele aferente necesării funcționării acestora, ventilatoare, centrale de tratare a aerului, tablouri electrice și bunuri care intră în categoria mijloacelor fixe. Repararea elementelor de construcție a fațadei, repararea acoperișului tip terasă, demontarea instalațiilor și a echipamentelor, refacerea finisajelor interioare, repararea trotuarelor, practic, din punctul meu de vedere, e o reparație capitală a Spitalului de Psihiatrie din România. Și mă bucur mult că am reușit să accesăm și să implementăm acest proiect. Vreau să-i mulțumesc și domnului director Sandei pentru sprijin. Agenția de Dezvoltare Nord-Est este un partener extrem de serios și împreună am derulat și vom derula în continuare multe proiecte benefice pentru infrastructura județului Neamț, și dacă suntem la Roman putem aminti despre axa de transport care va tranzita zona Romanului pe aici, pe lângă Roman, și va face legătura cu Bacău. Va fi un drum județean modernizat care va pleca de la Piatra Neamț și practic destinația, de fapt nu destinația finală, reabilitarea întregului tronson și pe județul Neamț și pe județul Bacău va fi până la Podul Turcului, cred, nu? Da. O variantă alternativă pentru cei care tranzitează județul Neamț și Bacău, și am bucuria să spun că va fi un proiect extrem de important pentru județul Neamț și pentru zona Romanului, pentru economia Romanului. Așadar, domnule director, vă dau cuvântul să spuneți dumneavoastră câteva cuvinte și după care o să trecem la semnat contractul. Mulțumesc, domnule președinte, și eu sunt încântat să semnăm acest contract de finanțare pentru Spitalul de Psihiatrie din Roman, proiect promovat și care va fi implementat de Consiliul Județean Neamț. Consiliul care în ansamblu regiunii noastre este unul dintre cele mai active, având deja, nu știu, al câtelea proiecte ăsta pe care îl semnăm, pe lângă drumul județean, care este de fapt o axă rutieră realizată împreună cu Consiliul Județean Bacău, unul dintre cele mai mari proiecte din regiune, de câteva zeci de milioane de euro, de asemenea muzee,
spitale, cam tot ce este în patrimoniul Consiliului Județean beneficiază într-o măsură de proiecte finanțate prin programul operațional regional. Proiectul de astăzi este important și dintr-o altă perspectivă. Eficiența energetică este o preocupare a Comisiei Europene pentru actualul exercițiu și pentru viitor. Faptul că pe lângă modernizarea spitalului și reparația capitală, așa cum menționa și domnul președinte, vom reduce consumurile practic și vom reduce consumul de energie, în primul rând, în eficientizarea energetică. Suntem convinși că vom ajunge și la momentul inaugurării spitalului modernizat. Desigur, va continua munca mai intens de aici încolo cu implementarea proiectului, dar la Consiliul Județean este o echipă bună. Sunt convins și aici la spital se va da concursul pentru a face o treabă de calitate și într-un timp scurt. Mulțumesc pentru colaborare, domnul președinte. Întotdeauna ați fost alături de noi și nu numai prin proiectele pe care le promovați, ci și prin sprijinul pe care ne-l acordați în calitate de membru al Consiliului Regional și nu numai. Noi rămânem acea echipă de profesioniști care suntem interesați ca banii europeni să rezolve problemele cu care ne confruntăm. Noi chiar spunem, nu cheltuim banii, ci rezolvăm probleme, că de fapt asta ne interesează. Așadar, felicitări, succes și... Mulțumim! Așa cum am mai spus, sper că împreună să facem proiecte foarte bune pentru județ. Încă o dată vreau să mulțumesc domnului vicepreședinte a Saftei pentru susținere, partenerilor noștri din coaliție, consilierilor județeni și PSD și de la Partidul Național Liberal, pentru că au înțeles că împreună trebuie să facem administrație și să implementăm proiecte pentru județul Neamț și trebuie să recunosc că am găsit înțelegere la toate forțele politice din județul Neamț să implementăm împreună aceste proiecte. Mai avem o treabă importantă de făcut, domnul președinte, să pregătim următorul exercițiu. Da, suntem corect. În perioada în care, după, dacă ați văzut, în media, România are în propunerea Comisiei Europene cea mai mare sumă care a fost alocată vreodată României prin programul 2021-2028, de circa 30 miliarde de euro. Da. Sumă pe care acum trebuie să o pregătim, să vedem în ce programe și în ce proiecte exact. vom implementa în perioada noastră. Deci să trecem la semnare. Vedeți, colaborarea bună, se vede și că semnăm cu același pix. Da. Așa, mai sunt aici două procese verbale pe semnătura asta. Acum, succes! Mulțumesc! Și să ajungem la momentul la care inaugurăm spitalul. Mulțumesc! Mulțumesc!